este valabilă dacă nu neglijăm patru elemente importante pentru oameni voi. Deci avem nevoie de patru elemente. Vă rog, eu nu vreau să vă fac o conferință, vreau să vă las un mesaj. Și acest mesaj o să vă servească la ceva, cum mi-a servit și mie o jumătate de secol. Deci, reabilitarea orală pentru mine e constituită pe patru pilieri. Fiziologia, materia, echilibru și funcția. Voi cunoașteți filozofia mea, asta este. Deci, fiziologia, vom găsi aici la ligamentele astea, înseamnă a prezerva capitalul fiziologic al pacientului înainte de a începe a face ceva. Câteodată noi am văzut astăzi dimineață câteva lucruri pe care, dacă nu vă spun, nu sunt sincer, trebuie să vi le spun, care personal în mente nu mi-au, nu se poate spune, dar nu mi-au plăcut. Eu nu vreau să fac un bine și să dăunesc capitalului fiziologic pe care îl posed de acum. A fi neinvaziv este un lucru așa de important. Înainte de a începe a masacra osul de Adel, noi trebuie să începem să lucrăm conservator. Deci asta e fiziologie. O să vedem. După aceea, materia înseamnă nu biocompatibilitatea materialului, ci imunocompatibilitatea a materialului care ne va servi în reabilitarea orală. Sistemul imunitar trebuie să ne accepte, nu să ne tolereze, să ne le accepte. Voi știți că pentru mine există o diferență mare între accepta și tolera. Este cineva care poate să-mi spune, da, școala lui profesor Augustin, cu siguranță. Deci a tolera, se poate tolera multe lucruri, dar nu se poate accepta. Nu. La soacra, nici soacra nu este acceptată, e tolerată. Bine. După aceea, al treilea pilar este echilibru. Deci echilibru, noi trebuie să lucrăm și a prezerva echilibru metabolic al pacientului. Și în al ultimul moment este funcția. Funcția este lucrul și foarte, el ocupă o parte foarte importantă în reabilitarea noastră. Funcția este importantă, dar ea trebuie să știm unde începe și unde termine. Tot ce v-am spus până acum e poate puțin chinezește, dar o să vedem în detaliu. Deci asta este filozofia noastră. Da. Noi lucrăm de mulți ani de zile și cum ați văzut pe doctorul Chervet astăzi dimineață la concepția care este cea al imunocompatibilității, să vedem dacă un material este acceptat de metabolismul său. Deci, înainte de a face un implant, de a concepe un implant, o implantațiune, trebuie să vedem dacă pacientul îl va accepta sau nu. Noi nu putem impune o materie în acest metabolism fără ca să știm dacă pacientul este apt să accepte
dacă el nu este apt, ei, veți vedea ce se va întâmpla. Ați văzut de acum, astăzi dimineață, și vă voi arăta ce se întâmplă. Nu se poate vorbi cu autoritate despre un material acceptat fără ca să știm. Fiecare individiu, fiecare om are fabrica lui de distrugere, fabrica lui personală. Are o chimie care iese îi aparține. Eu nu pot să spun ceea ce e bine mie, e bine și ție. Asta trebuie văzute lucrurile care sunt destinate să rămâie un timp oarecare în corpul uman, trebuie să știm dacă el este, nu va dăuna, nu va dăuna corpului, sângelui, chimiei și nu va fi influențat de această chimie pe care pacientul l-are. Suma, la o parte de aici. Aspectele ai reabilității orale, ceea ce trebuie să știm, și asta este medicina modernă, asta este medicina pe care o practicăm astăzi. Eu am spus că medicina a fost cam bolnavă un timp oarecare. E ceea ce astăzi vrem să putem să identifica sunt aspectele a reabilității, rolul de imunotoxicologia pre- și post-operatorie, așa cum o vedeți, un diagnostic diferențial și clasificarea eșecurile după ce implantatele au fost introduse. Să știți, asta trebuie luat în considerație, că există implante care pot rămâne 10 ani în os, fără ca aceste implante să fie acceptate. S-au văzut că există o serie de patologii care sunt provocate de implante, fără că să avem un semn oarecare clinic. Implantele sunt puternici, bine incorporate în os și noi ne mulțumim cu asta. Implantul este inserat. Veți vedea că aceste implante pot fi bine inserate în țesutul osos, dar pot face o sumedenie de neplăceri ai osului. O vom vedea. Care este tratamentul chirurgical pentru a depune un implant? Un implant nu se deșurubează așa de ușor. Pentru a scoate un implant sunt sacrificii osoase considerabile și dacă un implant va fi scos, veți vedea ce rămâne în țesutul osos. Dacă acest implant mi-a făcut o, mi-a semnalat o patologie, acest implant va avea urmări foarte grave. Noi vom vedea reparația țesutului osos și examene. Cred că așa nu trebuie să vă introduc. Voi înțelegeți, da sau nu? Asta. Trebuie traduse sau nu? Nu. Nu, ai mai tare. Da sau nu? Nu. Bravo. E bine. Noi, examenele research le-am făcut la Universitatea de Paris, unde am avut onoarea să predau 40 de ani de zile, și la Universitatea Gulbenkian de Lisabona. Deci am lucrat pe câini, pe animale, să vedem
care este comportamentul materialului în cutabăreță. Da. Bine, câini au fost sacrificate, lăsăm partea fundamentală, care nu are niciun rost, implantate au fost reproduse și aceste implantate, după ce le-am scos, am putut remarca care sunt ce va rămâne în os după utilizarea acestor implantate. Lăsăm eu partea bazică, nu vă o voi prezenta pentru că să nu vă rătesc timpul, ceea ce vedeți aici. Ei, voi vedeți arc. De ce am nevoie de asta? Aici avem, aici avem aceste implantate și asta se cheamă implantate bine integrate. Ele sunt făcute de titan și titan de aliar, nu știu, dar a fost și sunt aceste implantate aproape că nu se poate scoate din os. Dar noi am vrut să vedem ce se întâmplă în os para-implantat, în jurul acestor implantate. Ei, și ce am găsit? Am găsit oxide care s-au separat din corpul implantului și aceste oxide pe care domnul profesor Augustin a vorbit înainte, oxidele au fost intermediarul, au fost lipicioiul implantului cu os. Deci este o comunicare chimică, noi o vom chema osteointegrație, însă este o integrație chimico-mecanică. Implantul este puternic, dar scoțând acest implantat, vom vedea o oxidare până la o coroziune și titanul se corodează. De ce? Pentru că chimia, un pH care a fost acid, acest pH este un electrolit și electrolitul va influența de suprafața acestui implantat. Același implantat la un alt pacient sau la un alt obiect cu o chimie mai echilibrată, nu o vom considera felul acesta. Deci asta este o integrare a implantatului, însă nu este o integrare fiziologică. Este o integrare chimico-mecanică. Nu putem considera cum ca acceptată. Este un implantat local tolerat. Tolerat local. De asemenea, o serie de implantate, mă scuzați că aceste fotografii nu sunt prea bune, să vă spun ce mi s-a întâmplat înainte. Cu două săptămâni mi s-a furat laptopul meu cu toate diapozitivele mele și trebuia în viteză să facem, să le copiem. Bine, de asemenea, implantate care sunt osteointegrate, dar nu fiziologic, osteointegrate. Lucru pe care nu s-a vorbit până acum. Ei, acum noi avem curajul să le spunem, pentru că acele 100% de reușite care se vorbea și care se mai spune astăzi, nu sunt 100% de reușite. Sunt, pentru că sunt implantate care sunt într-un țisut. Și dacă noi vedem metabolismul pacientului, vom găsi patologii la distanță provocate de până și la da. Deci, considerăm aceste implantate ca local tolerate. De asemenea, aceste implantate.
Bine. Metaloza. Ce este metaloza? Metaloza sunt oxidele pe care voi le vedeți în jurul acestui implantat. Bă, bine, mă miră, nimeni nu vorbește de asta. Asta este avant-courant. Este primul lucru de intoleranță acestui implantat. Nu se poate vorbi de o acceptare. Dacă noi vedem de acum acest tatuaj, înseamnă că acest implantat, el dă de acum un semn de intoleranță. Și dacă el este în os și este bine ancrat în os, încă nu înseamnă că acest implant este acceptat de metabolism. Bine. Câteva imagini citotoxice și se poate vedea, astea sunt celuli întregi cu nucleu înăuntru, deci celuli care sunt de bună calitate și veți vedea fibroblași care sunt în foarte proaste condiții. De asemenea, o inglutinație a celulelor care sunt celuli moarte, dar implantul este înăuntru. Astea sunt analizele pe care le-a făcut în laborator. Aici vedeți o celulă, dacă este vitală, are nucleu înăuntru, citoplasma, de celulă, dar restul este complet distrus prin aceste oxide. De asemenea, aici o inglutinație celulară și aici vedem metaloză, astea sunt, sunt fotografii majorate pe microscop a baleaj electronic de 1300 de ori. Asta ceea ce găsim în țisut. Astea sunt oxidele care au fost transmise de acest implantat. De asemenea. Deci, să vedem acum patologii care sunt metaloid degenerative, deci patologii degenerative din cauza acestei chimii irregulare. Și vom vorbi de integrare. Acum vă rog, asta s-o portați cu voi, asta trebuie să fie steagul vostru. A celor care vorbesc de osteointegrare, să știți că există o osteointegrare mecanică, patologică, biologică. Și care este definiția între acceptat și tolerat, îi vom vedea de asemenea. Deci, dacă spun că este o osteointegrație mecanică, înseamnă că implantul ține pentru că este impus. Mecanic e vise. Înșurubat, el ține printr-un mecanism pe care noi i-am impus. Da? Deci este mecanic și patologic înseamnă dacă ține în jurul unui țisut de proastă calitate, i-a vorbit profesorul Agustin înainte, vă voi arăta și eu și altele și aproape, apropo de țisutul moale, o să vedem acum, și biologic înseamnă că implantatul este integrat fără a porta un semn patologic nu numai ai osului, a tot sistemului imunitar. Cum se fac aceste analize imunitare? O parte vi-a arătat doctorul Chervet și eu vă voi arăta o a doua parte. Acum să vă prezint câteva cazuri din cazuistica mea de patologii. Să știți,
accentul trebuiește pus pe asta. Câteodată trebuie depuse, implantate a pacienților care au proteze care țin foarte bine, sunt foarte puternice, bine ancrate, dar pacientul nu se simte bine. Făcând analize acestor pacienți, s-a constatat că există o intoleranță a materialului impus în țesutul osos. Ah, păcat că această radiografie nu se vede mai bine, îmi pare rău. Eu, dacă un student îmi arată o asemenea radiografie, îl dau afară. Am noroc că nu sunt studenți aici. Nu, că nu sunteți dumneavoastră studenți. Asta este o pacientă de 52 de ani. Este o pacientă care a fost clinica noastră la Lausanne și am tratat-o. Această pacientă a avut două implante aici și un implant inciziv. Ea, pentru mică lume, nu mai vroia de aceste implante, le-a portat 7 ani de zile și mi-a spus, vine din Paris, nu, din Toulouse, și pacienta vine, uite, nu, eu aceste implantate nu pot să le tolerez. Ei, nu se scoate un implantat care este în bună situație, să scoți așa. O analiză i-a fost făcută, i-a făcut o provocațiune înainte de toate, un provoc, și după aceea analiza și s-a găsit în urin o cantitate 3 ori de cantitatea tolerabilă ai titanului în tibia. Deci aceste implantate nu le-aș fi scos dacă nu aș fi avut această analiză. Vă rog, românească mea, simt că nu e bună, sunt ca un mal ales, nu mi-o luați în nume de rău. Dau silința să fie cât mai bine. Deci, ne-am decis că aceste implante să fie extrase. După extracția acestor implante care le veți vedea, pacienta a fost supusă la un tratament de chelațiune. I-am curățat toate aceste oxide care au fost. Ei bine, după 3 săptămâni s-a constatat de acum 22% de oxide scăzute. Până la urmă, oxidele au fost complet scoase. Pacienta care a avut probleme patologice, a avut... Nu, ești prea regăle. Așa. Deci, după această extracție a implantelor și o chelație, pacienta a fost fericită. Ia toate durerile de cap, toate dureri iradiate au dispărut complet. Și după aceea noi am continuat cu o chelație locală. Asta este o terapie pe care am pus-o la punct. Deci, chelație locală înseamnă că pacientul va primi un pansament chelator în cavitățile alveolilor și în fiecare dată când scoteam acest pansament, am găsit oxide, până și asta trebuie, a fost un tratament de 6 luni de zile. După... Nu.
Deci, a fost cherațate, cherația a fost făcută și defectul osos a fost reparat cu peribon, care este un material care nu se rezolvă, nu e rezolvabil. Asta este un alt pacient, deci nu am urmarea... nu pot să vreau înapoi? Așa. Da, aici. Așa lipsește. Acum mi-a sărit. Bine, hai nu face nimic. Veți vedea după aceea, vă voi arăta acest caz. Este, pacienta este doamna B. Da? Să-mi aduc aminte să vă arăt pe doamna B. Asta e un alt pacient. Vedeți aici un implant care nu a fost corodat când a fost pus înăuntru și se spune că titanium nu oxidează. E bine, titanium în fiecare nanosecundă există o parte de oxid care se face, se reface și se reface. Deci titanium este de asemenea un aliaj care prezintă insecurități. Deci astea sunt defectele care le-am găsit la aceste paciente. Pacienta aia o să o vedeți acum și ceea ce ați spus nu-i chiar așa cu osul. Vă mulțumesc cum ați spus, osul nu se face chiar așa, nu se fabrică repede. Noi trebuie să trăim cu ceea ce avem, nu vom primi. Nici Dumnezeu nu ne va da mai mult os decât merităm. Deci, noi trebuie să trăim cu osul pe care îl avem și știm că primele, în timpul cicatrizării, prima fază sunt osteoclastie, a doua sunt preosteoblast și osteoblast. Și ceea ce privește țesutul moale, eu vă recomand ca implantul nu să aibă mai mult bandajul epitileal. Acest bandaj trebuie să aibă nu mai mult de 1,5 mm până 2 mm. El nu se va lipi la implant. Nu există un lipiciu acestui țesut moale. El este numai o conjuncție. Țesutul moale este o conjuncție și e un strat foarte puternic închis, deci trebuie să păstrăm acest țesut și orificiul pe care îl vom face între implantat și os trebuie să fie strâns și aici începe supravegherea ai profilactice. Deci profilactica este importantă, restul nu există o coabitare, co-abitare, da? Ai țesutului cu implantat. Este numai o juncțiune mecanică. Deci, așa, bine. Deci, acest implantat, de asemenea, a fost scos din cauza acestora insuportarea lui prin pacientă. De asemenea, ceea ce vedeți aici, dar să nu credeți că implantatele astea pe care le vedeți le puteți scoate cu ușurință. Nu! Ei s-au lipit, ei sunt lipiți prin oxidele, cum ai spus-o înainte, oxidele și acum oxidul este el un intermediar fiziologic acceptat? Nu. E
o intoxicare a țesutului. Deci el trăiește tolerat, tolerat. Cine spune tolerat este apropiat. D'accord. Bine. De asemenea, aici craterele, pe care astea nu prea le vedeți, pentru că implantul e solid și se crede că numai profilactica va aranja aceste chestii, dar majoritatea acestor pacienți sunt pacienți care suferă și se spune nimic, o puțină profilactică sau o chirurgie perimplantară va ajuta. Nu este adevărat. Nu. Poate exista așa ceva. Astea sunt implantate în care noi, slava Domnului, franțuzii nu vor să le facă și noi, elvețenii săraci, trebuie să le facem. Ei, să dea Dumnezeu să avem mulți pacienți pe care le vom putea ajuta în felul acesta. Noi le primim cu brațe uverte. Să știți că Elveția este o țară foarte deschisă. Deci, aceste implantate la început au fost implantate, nu corodate, ci oxidate. Și după 7-8 ani de zile, acest pacient s-a întâmplat această coloziune cu o patologie foarte pronunțată, hemifascia, dreaptă, a suferit foarte mult. Pacientul din prima zi a instalării a suferit și credea că e normal să sufere până la cicatrizarea definitivă. Așa i-a spus meșterul Manole. Cine a fost meșterul Manole? Eu mi-am aminte, da? Asta m-am învățat eu încă la școală. Așa, astea sunt implantatele. Implantatele au fost așa corodate. Există asemenea coroziune? Nu. N-ați văzut niciodată. Dar vedeți că mașina, uzina metabolică a pacientului este foarte capricioasă și ea, dacă vrea, poate totul. Poate să le aducă și în această situație. Astea sunt chestii pe care, vedeți, aceste implantate sunt implantate făcute în Elveția. La noi există lucruri. Deci tot osul ăsta pe care îl avem în jurul acestor implantate este un os de foarte proastă calitate. De asemenea, pacienți care au suferit foarte mult în timpul portării acestor implantate. Asta este defectul doamnei B. Aceste implantate, vă dați seama ce defect mare este aici. Dar dacă vedeți în radiografie, asta nu le veți vedea. Și coroziunea de asemenea, nu puteți vedea, nu există. Dar cu puțină experiență în viață și cu puțin tact clinic, le descoperiți foarte ușor. Nu intervine nicio durere locală, clinică, însă durerea o veți avea prin transmiterea acestor oxide în sânge. Astea sunt implantate. Așa au fost ele, corodate înainte, i-au fost puse un implantat care costă la cumpărare în Elveția vreo 400 de franci elvețieni, $400. Ei, asta este rezultatul final. pH salivar, pH-ul salivar a pacientului a fost de 4,5. Un electrolit foarte puternic. El este foarte agresiv. Un alt pacient cu implantatele astea în titan, care nu a aportat, n-a aportat o proteză provizorie, 3 ani de zile, iar nu s-a decis să-i se facă ceva definitiv, pentru că de la începutul acestor implantate, ea nu s-a simțit bine. Și a fost o intoleranță
Aici nu a fost făcut un examen, înainte, un examen chimic, epicutan, sau un examen de sânge, sau un examen de urină, nimic nu s-a făcut. Și în implantologie nu prea se cunoaște asta. Da, sigur că da. Este Melissa, este epicutanul, este examenul urinar și este un examen care e cel mai bun, care mie îmi place cel mai bun, este REDEM. Este un examen de rezonanță magnetică care e foarte bine prins. Asta, tatuajul ăsta vine de o pacientă care a avut implante și transmisia acestui tatuaj din partea endobucală. De asemenea, asta vedeți, toată pădurea asta de implantate, toate sunt puternici, bine ancrate în țesutul osos, însă făcând analizele în laborator, am constatat că pacienta ne-a dat o cantitate foarte mare de oxide și aceste oxide trebuia, asta nu se poate lăsa. Dacă clinic acest pacient este acceptat, clinic este acceptat, nu este acceptat din punct de vedere chimic. Și care e rezolvarea la pacientul? Aici vreau să vedem. Rezolvarea este depunerea implantelor. Asta este primul lucru pe care trebuie făcut. După aceea, un tratament de chelație. O chelație bine profundă aici. L-avem pe doctorul Șervet. Asta facem noi. Asta e treaba noastră de fiecare zi. Și după aceea, pacienta ia implante, nu mai vrea. Și se va întoarce și va primi ceea ce toată lumea poate să primească și se poate trăi și cu o proteză bine adaptată, dar și asta este posibil. Da. Nu se poate impune unui implant să trăiască acolo unde el nu și-a găsit locul. O floare nu va putea. Nu poți să pui flori într-un pământ care nu este fertil. Dar există o soluție pe care, bineînțeles, voi știți, dar îmi puneți aici o piedică și asta mă așteptam că să vă spuneți, pentru că o să-mi spuneți, ei, atunci punem implante în ce? Ce materie? Zicon. Ce materie? Zicon. Dar asta nu am vrut să spun. Dar cam asta se face. După vindicarea osului, după o plastică bună, transplantarea unui os de calitate, e bineînțeles, zirconul, dar nu vroiam să vă impun zirconul. Dacă nu am reușit până acum să vă fac să fiți zirconiști, acum ambițiile mele s-au terminat. Sau în rămânește se spune, s-a înțărcat bălaia. Așa. Dar asemenea probleme avem și cu amalgamele. E bine, amalgam, asta se zic. Cineva care mai pune aceste chestii este condamnabil. Da, dar la Occident se pun la amalgamele. La pușcărie. Amalgam ca și cuplu cu... Deci amalgamele astea... Da, cel mai coloziv cuplu este amalgamul cu... Titanul. Titanium. Așa. Asta e. Deci, aceste amalgame trebuie să depuse, dar, depunerea unui amalgam este mult mai periculos decât alesa amalgam. Deci există tehnică specială, există elemente speciale care ne permit evacuarea acestui material. După aceea, fiecare dintre trebuie să fie chelatat, vine o chelație în cavitatea,
pentru a absorba restul oxidilor care a rămas în cavitate. Asta, de asemenea, este o tehnică pe care noi o practicăm. Deci, asta, toate vor dispare, toate vor dispare, astăzi nu mai există și ele vor fi substituite. Nu cu compozite, pentru compozitele au și ele metale, dacă este de calitate. Deci, vom fi de asemenea aici zirconiu la intervenire. M-ați făcut să vorbesc de zirconiu? Deci, coroane dintre astea metalice și alături un amalgam este un polimetalism intermitent, el le aduce de asemenea gingivioragii, periodontit și alte patologii. Acești pacienți, după extracția acestor materiale, va trece tratamente de chelație și chelație locală supradentală. De asemenea, asta toate vor fi scoase, astea sunt toți pacienții care vin la noi și noi avem personalul care știe să le facă. Bimetalism intermitent, vă știți că implantul este un paratransmet, uite că am găsit cuvântul, e un paratransmet, el diferă de un implantat în chirurgia generală, prin faptul că o piesă în chirurgia generală e complet acoperită și implantul este endogen și exogen. O parte este înăuntru și o parte în afară. Saliva și multe metalele în jurul acestor formă un polimetalism intermitent, saliva fiind electrolitul. Deci, scoaterea acestui implantat este evident. De asemenea, ceea ce voi nu vedeți sunt periimplantite, 100%, se spunea că astăzi sunt 98% de reușite. Da, reușite în felul că sunt bine ancrate în os, dar pentru mine asta este un eșec total din punct de vedere biologic. Leucocheratoză hiperplazică, de asemenea, provenind din aceste materiale. Și aici vedeți lacunele astea pe care le avem după extracția acestui material. Văd că este o situație febrilă în sala. Doamna președinte Forna va spune cu siguranță că i-am luat timp și eu cred că mă voi opri. Nu, vreau să ne concentrăm ca să nu obosim numai cu o temă. Da. Și în a doua zi ca să suscităm interesul. Da, sigur că da. Asta înseamnă, încetează băiatule, ți-ai făcut misiunea, mor a făcut. Picătura chinezească, cred că e cea mai bună soluție. Și azi, și mâine, și fiecare zi. Moro a făcut, pe poate să lăsa un timp. Da? Noi. Hai, termin. De asemenea, sunt simbole de metaloză și așa mai departe. Vă mulțumesc mult! Suntem în